Știi de unde a început cartea mea? Știi de unde a început? De la un ou. Asta e cel mai important. Vorbeam cu o prietenă și mi-a spus că ar trebui să fiu fericită că sunt în Italia, pentru că aici muzee, artă, cultură. E adevărat, le-am descoperit și sunt fericită pentru treaba asta. Dar i-am spus, tu știi că eu azi am mâncat un ou pifurit și nu știam ce să fac cu coaja. Dacă ar fi să te prezinți, cum te-ai prezentat? O femeie oarecare, printre alte femei oarecare.